Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Bună seara tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. Astăzi veți vedea o spectaculoasă anchetă despre contrabanda cu țigări. Mergem pe urmele traficanților care introduc în România milioane de cartușe în fiecare an, fără să plătească un leu taxe bugetului. Românii, putem spune, fumează zilnic câțiva kilometri de autostradă. Atât de mult pierde statul prin contrabandă. Scandalos, autoritățile au devenit părtașe la un fenomen uriaș care e prezent în toate piețele țării. Mai direct spus, contrabanda vine la pachet cu corupția. Traficanții cumpără tăcerea vameșilor și polițiștilor. Acesta este întreg drumul țigărilor traficate, conturat prin probe și interceptări din dosare, filmări cu camera ascunsă, descinderi și arestări. Sighetul Marmației, Maramureș, ora 10 dimineața. Pe malul Tisei, polițiștii de frontieră organizează rapid o pândă. Localitatea Sărăsău, alt punct de frontieră, 14 ore mai târziu. Dispeceratul intră în alertă. 2, 3. Acum vin. Am zgomot. Dunărea, la Cazane, la aceeași oră, o barcă trezește suspiciuni. România, trei granițe cu cea mai activă formă de crimă organizată de la noi. Un păienjeniș cu rețele bine structurate, de zeci și sute de persoane, în care liderii sunt rar deranjați de poliție, sau deloc. Contrabanda cu țigări a ajuns sport național la frontierele cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, țări care alimentează constant piața neagră de la noi. Aproape 300 de milioane de euro ajung anual în conturile unor rețele riguros organizate. O lume în care filierele destructurate într-un an sunt reactivate în câteva zile. Vorbim de o țară în care corupția acordă viză țigărilor de contrabandă. La începutul anului trecut au avut loc descinderi cu elicopterul în vămile românești. 86 de polițiști de frontieră și vameși din vestul țării au primit mandate de arestare. O acțiune fără precedent, în care au fost ridicați pentru luare de mită aproape toți vameșii și polițiștii de frontieră angajați în punctele din vestul și nordul țării. Intervenția procurorilor s-a lăsat cu zeci de procese și câteva sute de inculpați, însă niciun nume greu. Traficul cu țigări a fost limitat și nu oprit. La nivel național, fenomenul contrabandei scăzuse anul trecut de la 36 la 14%, însă traficul e în continuă urcare în 2012. Un semn că în vămi a trecut spaima descinderilor cu mascații și vechile obiceiuri se reiau. Trecerea țigărilor cu tirul a fost înlocuită, cei drept, cu trecerile cu mașini mici, tixite cu țigări din duty free. Însă cel mai eficient e micul trafic din zonele greu accesibile, unde frontiera e mai puțin păzită. Sunt acțiuni multe și dese, de la transporturi cu cârca la cele cu caii și bărcile. În 8 luni, doar capturate sunt 8.000 de baxuri, adică 4 milioane de pachete de țigări, în valoare de 25 de milioane de lei. Cu fiecare fum tras în piept, se dezvoltă o uriașă economie subterană. Un pachet de țigări costă în România cu acte 12 lei, în Ucraina și Moldova 3, iar în Serbia 2 lei. În zonele de nord, nord-est și în sud-vestul țării, o țigară din 5 fumate este traficată. Contrabandiștii se îmbogățesc după doar câteva transporturi, corup polițiști și sfidează legea. El ăsta în casă am găsit alea, baxurile alea, în casa aia de vânzare. Dar care nu-i, măi? Care nu-i, măi? Cele mai multe acte de contrabandă au loc la granița cu Ucraina, unde întreg relieful e de partea contrabandiștilor. Suntem în țara Maramureșului, tărâm cu peisaje mirifice, cu istorie și tradiție și cu oameni primitori. Și de câțiva ani cu tentații mari de îmbogățire rapidă. Aici încă este o zonă convenabilă pentru ei și de regulă așteaptă o mașină, încarcă și au plecat. Sighetul Marmației, în zona numită Stadionul, pe o limbă de pământ la 15 metri de Ucraina, însoțim o patrulă a poliției de frontieră. Victoria, numai binocul și uită-te un pic când am o să vezi ce-i.
În fâșia de protecție de pe malul vecin e mișcare, ziua în amiaza mare. Ăla-i ucrainean, de exemplu, de pe partea înaltă. Pe malul ucrainean sunt mișcări suspecte. Polițiștii știu ce urmează și organizează dispozitivul. Gata, rămâi pe loc. Aici undeva. Ia stai. Colegul e acolo. Da. Urmează ore de filaj. S-au apropiate malurile. Atât casele din statul ucrainean, atât și casele de aici. Și este foarte aproape. Au un timp foarte scăzut de reacție. Acționează foarte repede. Hai! De unde aveți țigările? Sunt doi tineri ucrainieni, tocmiți cărăuși. Sunt prinși la pont în baza unor informații despre transport aflate cu o zi înainte. Ofițerii sub acoperire, infiltrați în lumea interlopă din Maramureș, susțin că baxurile au fost comandate de o rețea din România. E unul dintre transporturile mici și dese. În fiecare lună sunt zeci de astfel de acțiuni. Peste 400 de kilometri de frontieră în județele Satu Mare, Maramureș și Suceava sunt în area de competență a inspectoratului de la Sighetul Marmației. De aici e monitorizată activitatea infracțională din zone precum Halmeu, cu frontieră deluroasă, Bistra, zonă muntoasă, ori izvoarele Sucevei și Brodina, localități de frontieră aflate la mare înălțime. În aceste comunități, contrabanda e singura sursă de venit. La Halmeu se derulează un proiect pilot, un sistem complex de monitorizare audio și video a frontierei. Granița e teoretic supravegheată cu zeci de camere de filmare cu termoviziune și retare fină ziua și noaptea. Totul e conectat în subteran printr-o uriașă rețea de fibră optică pentru senzori de mișcare. În lăstărișul din fâșia de protecție a statului, echipele mobile montează camere performante. E bine! Aici, în fâșia de protecție, orice mișcare este detectată și filmată din dispecerat, indiferent că este vorba de persoane, de animale sau păsări. Aici este România, iar aici, deja am intrat în Ucraina. E bun așa. E bun așa. E bine așa. Atât de bine e la Halmeu că punctul de trecere este recunoscut ca una dintre cele mai corupte vămi din România. Fosta șefă a vămii Halmeu, Nicoleta Dobrescu, este cercetată în libertate din februarie anul trecut pentru că ar fi plătit 130.000 de euro ca să obțină funcția de conducere. Și nu oricum. La mijloc e o filieră contrabandistă. Conform rechizitoriului DNA, Nicoleta Dobrescu ar fi cumpărat influența prin intermediul a doi oameni de afaceri din Cluj, care i-au împrumutat chipurile banii. În schimb, procurorii sătmăreni susțin că cei doi au urmărit foloase pecuniare, constând în introducerea de țigări în țară prin activități de contrabandă. În schemă apare un al treilea om de afaceri, tot din Cluj, care i-ar fi intermediat Nicoletei Dobrescu o întâlnire cu șeful pe țară al vămilor la acea vreme, Traian Mărginean. Afaceristul a afirmat în fața instanței că a avut o relație amoroasă cu Nicoleta Dobrescu, nimic altceva. Sunteți vinovat sau nevinovat? Absolut nevinovat. Absolut. N-ați luat niciun ban de la doamna Dobrescu? Niciodată. Inculpatul este unul dintre bogații Clujului. I-a cumpărat fiului său un Ferrari. Du-te în lumea ta cum arată. Du-te în lumea ta! Cât cai are? Băieți! Cât face tuta? 4,9? Până la șeful vămilor, Liviu Florian ar fi apelat la un al patrulea intermediar, bucureșteanul Eugeniu Petrescu, despre care procurorii sătmăreni au indicii că avea intrare la Traian Mărginean. Actualmente pensionar, Petrescu este membru al organizației PDL Sector 5. Nu de puține ori a fost fotografiat în preajma unor lideri democrat-liberali. A activat în sistemul VAMAL înainte de pensionare și fiica sa a fost secretar de cabinet la șeful Autorității Naționale a Vămilor, Traian Mărginean. Eugeniu Petrescu a fost audiat la DNA, însă nu a fost pus sub acuzare până acum. Fostul șef al vămilor, Traian Mărginean, a fost acuzat oficial pentru trafic de influență. A fost demis de premier, însă, culmea, la doar câteva luni de la audieri, a fost scos de sub urmărire pentru lipsă de probe.
Din punctul nostru de vedere, nu avem niciun fel de implicare în acest eveniment. Nu sunt dovezi. Atâta timp cât nu sunt dovezi, un om este nevinovat. Liviu Florian a fost condamnat la 7 ani de închisoare, însă a făcut apel. La fel a procedat Nicoleta Dobrescu după ce a primit 4 ani și jumătate. Este suspendată din funcție. Nu și-a dat demisia, semn că vrea să rămână în sistem. Eu am spus, hai să spunem ce, că nici așa și ajuns, că nici așa nu ne ascultă nimeni. Șefa Vămii s-a mutat cu părinții. Mama femeii spune că fata a fost obligată să dea bani ca să joace într-o horă a corupției de la serviciu. Se teme să facă declarații ca să nu afecteze procesul. Eu, da, dar nu din plăcere, tatia. Nu din plăcere am rămas fără nimic. Noi la ăla, de fapt, i-am dat și bani și i-am dat în dobândă un teren care deja valorează mai mult decât împrumutul. Filiera Halmeu București a funcționat când superior ierarhic lui Mărginean de la Autoritatea Vămilor era șef directorul ANAF Sorin Blejnar. Pe această situație nu avem niciun fel de informații. Serviciul Român de Informații, cât și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă în cadrul MEAI-ului ne-a comunicat anumite date și elemente care ne puteau duce spre ideea că într-o anumită zonă oamenii nu-și fac treaba. Numele lui Blejnar este vehiculat și într-un alt mare scandal penal din Vămi. Pe 6 mai 2011, procurorii DNA încep oficial urmărirea penală împotriva 64 de vameși și polițiști de la granița de vest. Printre ei și arădeanul Milan Gubici, fostul șef al Vămii Stamura Moravița. Gubici a fost pus în funcție de un alt arădean de la regionala vamală Timiș, iar acesta din urmă a fost numit de către arădeanul Sorin Blejnar. Toți acești vameși care în perioada 2011 au fost săltați cu elicopterele nu au fost angajați în sistemul vamal pe mandatul meu. Ei, marea majoritate, au o vechime de 15, de 20 de ani, de 30 de ani. Nu pot fi dați jos de pe funcție chiar dacă știu să mă află de abate? Nu, nici astăzi. Acești oameni nu au putut fi dați jos de pe funcție, nu au putut fi concediați. Se dădea șpagă în Vâm. Exista o piramidă a șpăgii? Ajungeau banii sus? Îl cunoașteți pe Sorin Blejnar personal? Eu nu cred că putem vorbi aici de corupție atunci când se vorbește de șeful cel mare. Am fost întrebat dacă sunt șeful cel mare. Da, dacă luăm strict o sensul că ANAF are în subordine atât vama, cât garda, cât și finanțele publice, aș putea spune că în cadrul instituției ANAF-ului sunt șeful cel mare. Fostul șef al fiscului a fost audiat în mai multe rânduri la DNA, însă nu a fost pus oficial sub acuzare în niciunul dintre aceste cazuri. Milan Gubici a candidat în 2008 la primăria Nădlac din partea PSD. În același scandal de corupție de la Stamura Moravița apare și fiul fostului senator PSD, Viorel Matei, care este polițist de frontieră și a fost pus sub acuzare pentru mită. Ce s-a întâmplat? Un ofițer sub acoperire a pus și a pus pe subordonat să împartă niște bani și i-a filmat. Deci instigare la dare de mită ca să acopere pe mari infractori. Fostul senator își apără fiul. Susține că acțiunea procurorilor e fricție la picior de lemn, cât timp i-a vizat pe lucrători cu funcții mici din sistem. Știți ce li s-a spus acestor copii? Vedeți-vă de treaba voastră, că știm noi ce avem de făcut. Păi și nu ne dați și nouă un nume, nu ne spuneți după cine să ne uităm. Hai, lasă-mă, salut! Oficial, DNA cercetează 248 de polițiști de frontieră pentru complicitate la contrabandă. Dintre aceștia, o zecime, adică 24, au fost demiși. Restul au cerut reîncadrare pe posturi și beneficiază de prezumția de nevinovăție până se încheie procesele. O parte dintre ei sunt cei care vânează astăzi micul trafic. Pe drumul țigărilor, contrabandiștii vorbesc codat. Așa se stabilesc detaliile între membrii rețelelor. Noastre porcei. Eu am astăzi nu. Da, până-i tăie porcul, nu, momentan nu-i rând, nu. Ce înseamnă porcul și cum se vând purceii cu filtru în piețele din România? Vedeți imediat. Există în România localități de graniță unde contrabanda cu țigări e meserie din tată în fiu. Acolo unde oamenii nu fac agricultură, ci trafic. Iar în rândurile celor care ar trebui să-i prinde la frontieră sunt două tabere. De o parte, polițiști corupți, părtași la trafic. De cealaltă, cei care își fac meseria îi monitorizează și prind pe contrabandiști. Este imposibil să oprești contrabanda cât timp la frontieră există corupție. Acolo unde traficanții au de partea lor polițiști și vameși, filierele produc milioane de euro. Acum scot. Da, acum. Îi văd eu. Da, au ceva. Câte două plase ceva în mână. Le-au la Buzanavima, acolo jos.
Toată alergătura filmată la frontieră se concretizează în probe pentru sute de dosare penale în fiecare an. Nu de fiecare dată sunt prinși suspecții. Fugarii reușesc să scape, mai ales noaptea. Polițiștii fac uz de armă. În Maramureș, Satu Mare și Suceava au tras cu pistolul de 91 de ori anul trecut și de 176 de ori, adică dublu, în acest an. Capturile sunt impresionante. Un bax costă 1000 de euro. O astfel de grămadă, lăsată pe malul Tisei de o barcă anul trecut, a fost evaluată la aproape 150.000 de euro. Adică a fost foarte mult. Nu știu, multe, 60, 70. Deci nu a apucat încă să ia nimic. Uite, te-ai aranjat. Orice comandă începe la o fabrică clandestină din Ucraina, iar destinația finală a cartușelor poate fi piața oricărui oraș din județele din nordul țării. La mijloc acționează caracatița filierei. O rețea presupune partea din grupare, partea ucraineană care transportă și introduc țigările peste frontieră, partea din grupare de pe teritoriul României care presupune transportul țigărilor de la frontieră, depozitare și apoi comercializare. Ce e care în spate? Țigări. De unde le-ai luat? Le-am luat din pădure. De unde din pădure? De jos, din cărare. Din cărare de la frontieră? Pentru cine trebuia să le cari? Nu cunosc băieții care m-au... Câți bani trebuiau să-ți dea? Nu mi-au spus. O zis că ne înțelegem când ajung jos în drum. Există liderii de pe ambele părți care discută între ei, care stabilesc ore, care stabilesc direcții. Stai. Notează numărul la camion. De cu ce e ucraineanul? Cred că-s piterează. Bineînțeles, încearcă mai tot timpul să identifice polițiști de frontieră care să-i sprijine. De aici pornește totul. Traficanții pompează bani grei în buzunarele vameșilor și ale polițiștilor de frontieră. Câștigurile fabuloase plătesc tăcerea autorităților. În urma descinderilor din 2011 cu elicopterul în vămile românești, opinia publică a putut afla oficial că încasările din mită, pe o singură tură, ajung și la 6.000 de euro. Cum să nu existe contrabandă, cât timp șpaga la un singur punct de frontieră poate atinge și 1 milion de euro pe lună? În cele 3 vămi cu probleme rezultă șpăgi de aproape 100 de milioane de euro pe an, adică o treime din banii obținuți din trafic. Miza e uriașă, nu însă și rezultatele luptei cu traficul de țigări. O rețea pe care încearcă acum să o anihileze polițiștii activează la Sighet încă din 2011. Au intrat pe fir și serviciile de informații. Da. Oprește tu pe aer, ți-a rus să puie cârnațul în cămară. Ce să puie? Să puie cârnațul în cămară. Bine. În traducere, o femeie îl alertează pe șeful cărăușilor să nu își trimită oamenii după țigări pentru că ar putea să dea nas în nas cu poliția. Convorbirea demonstrează că polițiștii sunt la rândul lor monitorizați. A te organiza bine din punctul lor de vedere presupune să ai cu câteva ore înainte, persoane care să urmărească direcțiile, să urmărească patrulele poliției de frontieră, să monitorizeze activitățile, inclusiv de la poarta instituției. De exemplu, dacă acum am ieșit din unitate, din mașinile astea parcate, care sunt acum pe marginea drumului, cel puțin 2 sunt deja în misiune pentru ei pe partea cealaltă. Ne monitorizează ieșirea din unitate, câte mașini ies. Sunt foarte interesați câți oameni intrăm, cu ce intrăm, pe unde intrăm. E un joc de șoarecele și pisica. L-am însoțit pe unul dintre ofițerii sub acoperire pe teren. Este cea mai fierbinte zonă. Le convine foarte mult zona asta pentru că într-un timp foarte scurt o acțiune de contrabandă durează aici maximum 2 minute de la malul râului Tisa până în drum. Strada Crișani este mai apropiată de frontieră. Aici cărăușii predau baxurile unor gazde după ce în prealabil au fost anunțați de supraveghetori că drumul e liber. Toată zona este asigurată în față, în spate, în interior, la apă, de către oameni puși de către ei, care sunt plătiți între 50 de lei, 1 milion, ia, stă și se uită.
Dacă te duci acum la el și îl întrebi, domnule, e pământul meu și eu pot să fac ce vreau. Ia, merge și se uite și se întoarce. Și patrula noastră ea, mobilă, care se plimbă. La momentul actual poate fi considerat ca o persoană suspectă. O convorbire interceptată lasă să se înțeleagă că un transport de țigări are loc pe o tură aranjată. Bune, te așteptam. Este după ce răsar, stările să fie călare. E undă verde și pot intra în joc transportatorii. Mașina asta este pregătită pentru transport. În momentul când pentru ei zona liberă, într-un timp foarte scurt este încărcată și este plecată. E dispărută de aici din loc. După care iar revine și iar. Deci mașina asta poate să stea aici și 3 zile. Sub nasul polițiștilor și-au cumpărat case mulți indivizi suspectați a fi lideri. A cui e casa? E al șoagii. Casa. Alo. Pe doua e ploi. Haide un pic. Aici ce este? Ce beci? A cui? Am șoagii. Hai te rog până jos cu mine. Ce sunt astea? Două baxuri de țigări, vicioroi. Și acolo jos? Țigări, vicioroi, roșu. Într-una din vilele vecine cu frontiera este filmat Ciprian Petrovai, acuzat că ar fi liderul unei grupări specializate în trafic cu țigări. Liderul avea în subordine directă un locotenent, om de legătură cu Ucraina, care dădea comenzi. Acesta avea la rândul lui în subordine două persoane, șefii cărăușilor și supraveghetorilor. În schemă mai apar doi transportatori, de la care filiera se ramifică la 6 distribuitori. Aceștia aveau oameni în piețe din mai multe orașe. În dosar este cercetat și un polițist de frontieră, care și-a dat demisia după destructurarea grupului. A fost acuzat că ar fi sprijinit rețeaua cu informații din sistem. Din interceptări telefonice, anchetatorii au aflat cât câștigă într-o lună un cărăuș. 100 pe noapte, 100 dimineața. Sau câte drumuri și pe câți bani a făcut într-o lună cu mașina unuia dintre transportatori, membru în rețea. Da, bă, câte ori am făcut tu? 8? 8. Da. Deci și mă calculat și cât 100 ani de până amul. Cât? 6.000 de dolari. Dolari. Nu e suficient să introduci țigările în România. Mai departe, urmează distribuția. Cei care preiau marfa pentru piața neagră din țară vorbesc la rândul lor codat. Da, directore. Neața, domnul, ce faci? Neața, da, pe ea că beau cafeaua, ce să fac? Păi, ce ți-a trebuit, că păi... Băi, ce mi-a trebuit? 3 sași de cocoșari și unul de celălalt. Vezi că a dus de la albastru, de la bun, 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 acum. Da? Bă, și de aia, cocoșari de aia roșie, roșie, închisă, mai ai ceva? 30 de cartușe. Păi dacă vii, ți-am zis, de le pun, de le pregătesc. La piața din Sighet, un pachet de țigări Viceroy sau Chesterfield costă 7 lei, unul de Kent 10 lei. Asta în condițiile în care, în magazin, prețul e aproape dublu. Câțiva tineri asigură distribuția. Ce are de lei, 7 lei? Da, 10 lei roșu. Am făcut în pap câte un... Da, știu. Ce ne trece, mă, e la roșu. Da. Ăla-i, 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 țigară. Polițiștii îi ridică și pe distribuitori. Când îi prind, de la ei pot ajunge la vârful unei rețele. Urcă în brațe la doctor. Eu... Cât ai? N-am la spate. N-ai nicio țigară pe tine? Cum? Ce țigară? Cum? Ce țigară? Nu ai? Bine, hai că vedem. El merge în piață cu 4-5 pachete, în cazul în care este depistat, să fie ridicat numai alea 4-5 pachete, iar celelalte sunt ținute în locuri ascunse, undeva în imediată apropiere. Da? Auzi, aici unde-s jucăriile astea, nu? Da. Exact unde-s jucăriile, da? Da, mă, te sună minte naș. Cât timp există desfacere, există și marile transporturi și oameni dispuși să intre în filierele contrabandiste. Pe frontiera muntoasă e un adevărat joc de șoarecele și pisica. Cred că nu găsesc ceva bață pe sus, vă iau pe voi. Ei, nu găsesc, doamne, nu găsesc. Nu zic, mă gândesc să nu găsesc, mă. Ai făcut ceva de tras de fiare? Dar ce să tragi de fiare când faci două curse până aici pe jos în fiecare zi? Imediat după pauză, suspecții le râd în nas polițiștilor. Tot atunci și controle de fațadă în piețe, unde distribuitorii își promovează marfa sub nasul inspectorilor fiscali și din primării.
Să recunoaștem, contrabanda cu țigări este încurajată inclusiv de românii care își asumă riscul să fumeze țigări de cele mai multe ori contrafăcute. Cumpărătorii habar nu au de unde vine tutunul și în ce condiții au fost fabricate țigările. Specialiștii din Europa de Vest au atras atenția că țigările ce vin dinspre Ucraina ar conține tutun periculos, cultivat în zone radioactive. Așa ceva nu se livrează doar Occidentului, se vinde bine și în România. Îl găsim în piețele din toate orașele, mari ori mici. Localitatea Bistra din Maramureș, comuna cu cei mai mulți cărăuși din nordul țării. Anchetatorii fac pe ghizi, însă turul de prezentare nu sună deloc bine. Imediat vom ajunge la o casă unde toată familia e implicată în contrabandă. Aici am găsit o mașină, aici am găsit țigări, aici am fost la percheziție. Și mașina asta și casa asta au fost cercetate. Bistra e chiar lângă frontieră, într-o zonă de munte, greu accesibilă autorităților. Din 1000 de localnici, o treime sunt implicați în dosare de contrabandă. Peste 100, numai în 2012. Ăsta l-am prins când pleca patrula acasă. Mai faci sau te-ai lăsat? Când mai merge. Când mai merge? Așa că cum? Cu Slavița ai fost și tu. Nu. N-ai fost atunci? Mai sigur? Era numărul tău de telefon până... Nu, păi dacă toți prietenii au numere de telefon... Nu, deci atunci n-ai fost, dar altă dată? Altă dată am mai fost, când... Când și când? Să câștig și eu 2 milioane, ce dracu. Din 3 în 3 case, aceeași problemă. Polițiștii îi știu pe toți și atât. Ești cumva băgat în astea ultimele? Nu. Sigur? Asta i-am luat și două puși de vânătoare. S-a întâmplat în 2011, în urma unor descinderi cu elicopterul, când au fost ridicați 10 de suspecți de la Bistra. De când te-ai convințat? Jur. Când a fost ultima dată? Cum? Anul trecut, nu? Cred că mâine avea anul de zile. Localitatea are munții la doi pași, însă, până la frontieră, accesul este foarte dificil. Așa arată drumul către vârful Polonica. Este un drum extrem de dificil. Am parcurs deja 20 de kilometri și mai avem încă pe atât. Și vedeți în ce condiții. Sport extrem. Off-road. Zilnic, polițiștii găsesc obstacole pe traseu. Aici e ceva în față. Cele mai multe puse intenționat de cărăușii care vor să încetinească patrulele. O adevărată aventură drumul până aici și mai e de mers. După aproape 2 ore la volan, polițiștii ajung la limita cu frontiera. Sus, pe vârful Polonica, găsesc un grup de tineri. Îi știu bine. Fi sincer, și așa nu-i niciun secret, că știu. Uite aici, el duce 5 baxuri. Da. Uite, el e ăla care duce 5-6 baxuri. Nu pot să cred. E, nu, păi de-aia ești înregistrat numiți și acum nu te înregistrează nimeni. Fii sincer și așa. Câte kilograme sunt 5 baxuri? 100 și de kilograme. Acest tânăr e cunoscut în toată Bistra drept cel mai puternic cărăuș. Ai făcut ceva? Ai tras de fiare? Nu. Dar ce să tragi de fiare când faci 2 curse până aici pe jos în fiecare zi? Iar pentru cărăuș, 5 ori 6 baxuri înseamnă un câștig de cel puțin 1000 de lei. Rând pe rând ies în luminiș și alți tineri, și ei cu ștate vechi la poliție. Cred că nu găsesc ceva baxuri pe sus, vă iau pe voi. Ei, nu găsesc, doamne, mi-ar plăcea. Mă gândesc să nu găsesc, mă? Patrula n-a găsit marfa, dar a dat peste chingile de care se folosesc răușii. 2 hamuri cu care transportă coletele cu țigări sunt amplasate la fie... Deci un ham are 3 cârlige. În pădurile din această zonă sunt frecvent capturi de 10 de baxuri. Un polițist de frontieră explică. Pe sub Șerban este o cărare care face legătura vârful Polonica cu vârful Șerban. Cei care transportă țigări, contrabandiștii, sunt obligați să treacă pe acolo. Până jos, vreo 10 km, dar îi fac vreo 4 ore. Acolo am avut una dintre cele mai mari contrabande prinse la Valea Bișeului, 150 de baxuri cu cai, 18 cai. S-a întâmplat anul trecut, când o întreagă rețea cu ramificații până în județul vecin, Suceava, a fost depistată și anihilată. Câțiva tineri însoțeau convoiul cailor. De acolo și până aici erau paznici, 3 paznici. Am reușit, am păcălit, ne-am ascuns.
ținută civilă, am mascat hainele, am crezut, credeau că suntem culegători de afine. Tinerii găsiți astăzi lângă frontieră au o scuză. Cu ei sus în munte îi găsim pe primarul din Bistra și pe un consilier local. Spun că sunt la vânătoare de mistreți, iar suspecții sunt gonaci și îi ajută la partidă. E zona de frontieră, vă dați seama că ca peste tot. În zona de frontieră sunt probleme ca oriunde. Măsura ar fi să-ți facă țigări la 60 de lei, cum îți dincolo, și atunci s-ar stârpi tot. Până atunci, gonacii primarului rămân în munte și nu pot fi dovediți decât prinși în flagrant și râd în nasul polițiștilor. Uite-l cât e, ia uite aici. Natural! Tot natural continuă și traficul pe Valea Vișeului. Dacă un supraveghetor primește 50 de lei pe zi, un cărăuș câștigă 200 de lei la fiecare bac scărat. Depozitarul ia 100 de lei și transportatorii alți 100 de lei de bac. Și până la piață, prețul pachetului de țigări se dublează. Într-o noapte pot fi trecute peste graniță și câte 50 de baxuri, de câte 50 de cartușe. În total, 2500 de cartușe, 25.000 de pachete de țigări. Un astfel de transport valorează în România în jur de 45.000 de euro. Și a fost cumpărat la mai puțin de jumătate din Ucraina. Nu e de mirare că la un câștig de 20.000 de euro, liderii sunt dispuși să plătească 1.000 de euro săptămânal costuri cu oamenii din rețea. Un tânăr care abia știe să scrie, cu mașini de lux, X5, X6, casă, apartamente, e proprietatea lui, e cumpărată din 2011, nu stă în ea. Oficial, Poliția de Frontieră are cele mai multe dotări, fiind mult în fața altor structuri din Ministerul de Interne. ATV-uri, vehicule 4x4, aparatură de supraveghere performantă, cumpărate cu fonduri europene. La frontiera muntoasă e nevoie de intervenție rapidă. Suntem la Vișeul de Sus, iar aceasta este drezina Poliției de Frontieră. Nu merge la casat, ci duce săptămânal patrulele de frontieră pe Valea Vaserului. La granița Maramureșului, cu județul Suceava și cu Ucraina, trebuie monitorizați 37 de kilometri de frontieră. Sus, pe versanți, sunt două posturi, Șuligu și Comanu, unde polițiștii de frontieră își așteaptă schimbul. Doamne ferde, în caz de urgență sus. Doar de aici putem merge. Și sus, nu? Nu avem sus. 43 de kilometri de cale ferată forestieră, o distanță care este parcursă între 2 și 4 ore, pentru că această drezină trece prin 12 stații. Așa se face accesul aici către frontieră. Nu e nici cald, nici confortabil și de primele 3 stații treci în viteza melcului. La a patra începe calvarul. Domnul de la recepție! Șoferul pierde legătura cu dispeceratul aflat la 30 de kilometri de Vișeu. Sunt scene desprinse din alte timpuri. Tot aici, contrabandiștii se joacă cu nervii polițiștilor. Se fac că uită obstacole pe șine. Nu are voie, nu. Trebuie să fie, să pot eu circula direct. Este 3:43 și am plecat la ora 11 dimineața. Și este 15:43 de minute. Doamne, doamne! După altă jumătate de oră, e atins și punctul final, postul de la Comanu, unde se termină și calea ferată, unde drezina e întoarsă, la fel ca acum 5 decenii. Polițiștii se lamentează că traficanții sunt cu un pas înaintea lor. I-au întrecut în echipamente și organizare. Permanent constatăm, în urma evenimentelor care au loc, o perfecționare și diversificare a metodelor utilizate de contrabandiști. Pe acest drum au fost descoperite în urmă cu câteva luni 10 de baxuri ascunse în rabe încărcate cu pietriș. Polițiștii au aflat despre transporturi de la cineva din interiorul grupării. Au făcut un blocaj în prima comună vecină, Tisa. De atunci, în comună e alertă ori de câte ori sunt văzuți polițiști. Începând din 2010 s-a constituit și în localitatea asta, s-a constituit un grup. Ia, deja au și ieșit să vadă, gen, merge. E unul dintre liderii. E liderul ăsta? Da, dar acum a ieșit din închisoare și ăsta.
Imediat sună la telefon și va trebui să ne preia cineva mai încolo. Ia cu ăștia, de unde e jeepul pe partea dreaptă. I-au intrat în jeep. Acum pornește. Și el e tot un lider? Da. După ce vom trece, ne va prelua jeepul. Da, foarte, foarte organizat. Și se uită după noi, lung se va uita după noi. Ia. Deci din momentul ăsta, el dacă s-a gândit că în seara asta să facă o contraband, din momentul ăsta a dat semnalul, nu se face nimic, că suntem filați. Deci pot să-mi scot oamenii din dispozitiv de pe direcția asta, că seara asta nu se face nimic. În multe cazuri însă, convoaiele cu țigări au chiar protecția polițiștilor de frontieră. La Galați, pe rolul tribunalului, un dosar în care un șef de tură și doi subordonați însoțeau transporturile, cunoscând toate mișcările colegilor de serviciu. Conform rechizitorului, baxurile erau introduse prin zona Vâmii Albița, la granița cu Republica Moldova, iar polițiștii însoțeau marfa până la locurile de depozitare. Vin propuneri la polițiști. Vin propuneri, dacă îmi dai direcția, dacă îmi dai o oră, dacă îmi dai așa, dau atâta, fac atâta. Mulți polițiști devin părtași la contrabandă. Alți colegi de-ai lor refuză complicitatea și își anunță șefii. Sumele sunt mari? Depinde de cantitatea care se trece. Poate să fie 10.000 de euro odată, poate să fie mai mult, poate să fie, depinde de la speță la speță. Polițiști care să își anunțe șefii despre tentative de mituire sunt cazuri rare și nu sunt încurajați de sistem. Primesc o strângere de mână și cel mult titlul de polițistul anului. Acest bărbat a denunțat o filieră uriașă. I se cerea să colaboreze cu contrabandiștii pentru transporturi de sute de mii de euro. Am fost contactat de două persoane pentru a le facilita trecerea peste frontieră mai multor baxuri de țigări. În patru tranșe mi s-a oferit suma între 5.000 și 18.000 de euro. O mașină de lux. Acum îi vedem, au ieșit în luminiș deasupra, lângă limba de pământ. După ce m-a contactat, după o săptămână s-a întâmplat. La un singur transport erau implicate până la 100 de persoane. La vârful limbii, dreapta, e mai este un luminiș. Și acolo se văd lumina. Uite. Așa, vezi ceva? Un dosar cu totul halucinant este instrumentat la Botoșani, unde o vastă grupare de contrabandiști a fost condusă din penitenciar. Rechizitoriul arată că liderul, un bărbat condamnat la 25 de ani, și-a făcut rost de 11 telefoane mobile și lua toate deciziile din patul de celulă. A luat legătura cu parteneri de afaceri ucrainieni și conveneau împreună cantitatea de țigări ce trebuie să fie livrată, prețul de achiziție, locul de la frontieră și ora la care urma să aibă loc schimbul de tutun. Toți subordonații dintr-o grupare știu de teama șefilor. La mijloc sunt amenințări, susțin anchetatorii. Văd așa un lider foarte important, culmea, cel care a fost achitat într-un caz de contrabandă pentru că a reușit să îi convingă pe ceilalți să schimbe declarațiile. E vorba de Cărăuși sau de ce? Da. În Maramureș sunt multe dosare în care inculpații și martorii au pierderi de memorie când vine vorba de implicarea liderilor. Am înțeles că s-a întâmplat aici la Doi Pași, povestea asta cu țigări aduse aici. N-ați văzut pe nimeni? N-ați văzut? Nu. Păi și ce le-ați zis? Ce? Da, după nu le-am zis nimic, nu. N-am ce să spun, ce să spun, dacă nu știu nimic despre așa ceva. Uh-huh. Dar cum au băgat aici? Cum au băgat aici? Cum? Nu i-ați văzut? Nu? Da, nu știu, nu, și vecinii, uite, atât întreba și vecină, nu știe nimeni nimic. În 2012, rețelele apelează mai puțin la Cărăuși români pentru că au fost prinși tot timpul în ultimii 2 ani. Mai nou, cetățenii ucrainieni nu se opresc cu marfa la jumătatea drumului pe frontieră, ci intră kilometri buni pe teritoriul României ca să livreze coletele direct la mașină. Tu știai că ai trecut în România? Nu știu, eu n-am fost în pădure, n-am unde. Și unii te-au împușcat. Ce? Și când ei te-au atenționat să stai, de ce n-ai stat? Eu am stat. Pe filiera țigărilor ajungem și la Satu Mare, unde, în piața centrală, prețurile sunt ceva mai mari ca la graniță. O mulțime de indivizi abordează clienții la intrare. Au mașini scumpe și borsete doldora de bani. Vreau și niște țigări. Care fel? Care vreau? Doam două pachete. Hai, domnule. Sunt bune, adică, nu știu, de tot. Țigările nu se vând la vedere, ci în piață. Trebuie la fata, vezi? Da? Da. În spatele unei tarabe cu legume, o femeie desface un cartuș. Oamenii de la stradă nu au la un eventual control țigări asupra lor, dar cu ei discuți despre tranzacțiile mari.
acolo găsesc. Da? Și 100. Da? Da. Bine, dacă trebuie 100 de alt prezent, da. Și mie, când știu că sunt bune. Am mai luat-o la cine bune. Acum nu știu nu-s bune. Și la Satu Mare există discuții telefonice codate între distribuitorii contrabandiștilor și vânzătorii din piețe. Nu trebuie porcei. Eu am astăzi nu. Da, până ai tăie porcul, nu, am un momentan nu-i rând, nu. Purcei sunt cartușele de țigări, iar porcul e baxul. Țigările din Ucraina ajung până în interiorul țării și chiar la București. Când sunt prinși, capii și membrii rețelelor sunt cercetați în libertate. Liderii își plătesc avocați buni, procesele sunt tărăgănate în instanță. Exemplu e cea mai mare rețea de contrabandă cu țigări destructurată până acum în România. Operațiunea, cunoscută drept Trabucul lui Moș Crăciun, a avut în decembrie anul trecut 36 de transporturi interceptate, 110 percheziții, 107 învinuiți în 3 orașe. Suspecții, toți cu talent poetic. De ce sunteți aici? Să treci cotidiana. Polițiștii de la crimă organizată au lucrat aproape un an să destructureze filiera care aproviziona întreg Ardealul. Ofițerii sub acoperire au filmat întâlniri secrete pentru tranzacții de proporții. Ca și structură infracțională erau deosebit de bine organizați, în sensul că fiecare dintre membrii grupării respective aveau locul în gruparea respectivă foarte bine determinat și rolul foarte bine stabilit. Dosarul a fost inițial pe rol la Alba Iulia, dar ulterior a fost mutat la Hunedoara. Numărul învinuiților a scăzut la aproape jumătate, sunt în libertate și și-au tot schimbat în timp declarațiile. Până se soluționează dosarele, piața neagră alimentează cererea uriașă de țigarete ieftine. De cele mai multe ori când vorbim de pachete traficate, intră în discuție problema originalului, dacă aceste țigări sunt sau nu contrafăcute. Iar în astfel de cazuri, suspiciunile sunt foarte mari. Există riscul ca atunci când cineva cumpără o astfel de țigară să nu fumeze de fapt ce scrie pe pachet, ci să fumeze cu totul altceva. Din Ucraina, cele mai traficate sunt mărcile Viceroy, Chesterfield și Kent. Din Serbia vin țigările Marble, iar din Moldova, Doina și Plugarul. Reprezentanții producătorului Viceroy anunță că tocmai din cauza contrabandei au închis încă din 2010 fabrica din Ucraina. Inevitabil, baxurile aduse cu această marcă sunt contrafăcute. Mult mai grav, oficialii europeni au atras atenția că țigările de contrabandă au în compoziție tutun din plantații aflate lângă fostul reactor nuclear de la Cernobâl. Studii arată că multe țigări de pe piața neagră a Ucrainei, vândute în Franța, Italia sau Germania, au un potențial radioactiv periculos. În vestul Europei, țigările au ajuns prin două tuneluri descoperite în primăvară la frontiera Ucrainei cu Slovacia. În distribuție, adică ultima verigă a mafiei, pot interveni nu numai polițiștii de frontieră, ci și cei de la investigarea fraudelor sau inspectorii gărzii financiare. Dacă vor, dar nu vor. În aceste condiții, românii fumează 200 de kilometri de autostradă pe an. Atât s-ar putea construi cu banii negri din contrabandă. Nu există oraș în România unde să nu găsești țigări traficate. Drumul țigărilor implică și drumul autorităților mituite. La intrarea în țară, comisioanele merg către vameși și polițiști de frontieră. În piețe și depozite, filierele își fac intrare la inspectorii gărzii financiare. Lupta cu traficanții e doar de fațadă. Razii televizate în care responsabilii vin, dau amenzi, confiscă țigări și pleacă. După care, distribuitorii își văd de treabă și alimentează o țară întreagă cu țigări traficate. Pe acești indivizi i-am întâlnit pe 29 septembrie dimineața la piața bucureșteană Obor. Fix în aceeași zi și la aceeași oră, garda financiară intră fulger în toate piețele din capitală, în frunte cu adjunctul pe țară al gărzii. Se fac poze, se dau declarații pompoase. Acțiuni de acest gen se desfășoară la ora aceasta cam în toată țara. Urmărim și proveniența legală a mărfurilor comercializate. Aflăm că inspectorii au venit doar pentru legume și fructe. Controlul e tematic. Angajații gărzii sunt ocupați exclusiv cu tarabagii. Nu-i mai văd și pe vânzătorii de țigări care își fac reclamă afară. Ce țigări da? Ai chiar Danfield, Winston. Nu dai la pachet? Nu. Cât timp corupția domină sistemul de control, contrabandiștii nu sunt descurajați. Ba chiar pe timp de criză își extind afacerile ilegale. Avem vămi în România în care la orazie sunt ridicați și puși sub acuzare toți angajații găsiți pe tură. Nici descinderile procurorilor DICOT și DNA, nici monitorizarea intensificată la frontieră nu pot opri traficul cu țigarete. Statul este prejudiciat cu 300 de milioane de euro pe an.
Din țigări sunt finanțate vicii mai periculoase și se dezvoltă alte paliere de crimă organizată, prostituție și trafic de droguri. Când o rețea cade, alte trei îi iau locul. Sunt locuri în România unde contrabanda este de ani de zile un mod de viață. Traficanții trag în piept autoritățile, iar oprirea lor rămâne la stadiul de fum în ochi. Săptămâna viitoare vorbim despre vinul românesc, un domeniu care te face să spui România te iubesc. Mergem în Podgorila cules, în Cramela de gustat și intrăm într-un club select al românilor care înțeleg ce e vinul și cum se bea. Nu ne îmbătăm cu apă rece, dar există și sectoare din economie de unde ne vin vești bune. Românul a început să bea și să producă vin de calitate. Aici sunt înconjurat de 5.300.000 de litri de vin. Cu vinul de aici puteți să dai o petrecere la care să participe toată țara. Sunt Alex Dumas, numit la România te iubesc, vă introduc pe tărâmul lui Bacchus, vorbind despre vie și vin. Duminică, ora 18. Ne găsiți pe romaniateiubesc.stirileprotv.ro, acolo puteți comenta materiale și intra în dialog cu noi. Integral puteți urmări materialele pe voio.ro și suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune! Știrile ProTV ți-au prezentat România te iubesc.